Da, și acestea sunt imaginile pe care tocmai le-ați văzut. Să știți că nu sunt întâmplătoare, putem spune că așa a sărbătorit Diana Șoșoacă acceptarea candidaturii ei la Primăria Capitalei, pentru că biroul electoral a hotărât în ultima zi să admită candidatura senatoarei Diana Șoșoacă la funcția de primar general al Capitalei, după ce inițial i-a respins dosarul din cauza numărului prea mic de semnături valide. Ieri, în ultima zi de depunere a candidaturilor, Diana Șoșoacă a depus la biroul electoral alte 2000 de semnături ca să completeze dosarul. Și